Astăzi voi lăsa internetul să decidă cu ce mașină o să joc în Rocket League. Bun, dacă ne ducem aici, o să băgăm de la 1 până la 133, pentru că 133 de mașini am în Rocket League. Vom da generate și o să jucăm cu mașina numărul 9. Ok, intrăm acum în Rocket. Bun, am intrat în Rocket League, o să dăm pe garaj, o să căutăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deci, a noua mașină este Fast and Furious Dodge Charger, ceea ce mi se pare foarte bine, după părerea mea. Am intrat în primul match cu această mașină, teammate-ul meu deja a dat gol. Hai să vedem cum o să ne descurcăm, pentru că n-am mai jucat de foarte mult timp cu această mașină. O să mergem prima dată. Mamă, cum se simte, wow. Mamă, și l-am bubuit pe ăsta direct. Mamă, se simte foarte fort, așa, nu știu. E un feeling ciudat, n-am mai avut de mult feeling-ul ăsta la mașină, dar în fine. Mamă, ce tare arată ăsta. E golul tău. Bine, foarte frumos. Chiar îmi place mașina, deci e nota 10 după părerea mea. Ok, o să mă duc eu, o să-i zic eu că mă duc la kick-off ca să nu se creeze divergențe, dar văd că s-au creat un pic, că a venit odată cu mine, deși eu am zis să nu vină, mamă, cât de aproape. Bă, dar oricum mașina asta, nu știu de ce n-am jucat cu ea, că e forță, după părerea mea, e forță, auleu. Da, m-a băbuit, murfalt, și dă și gol? Uai, mamă, ce-a dat, ești nebun, că nu eram acolo pe zonă. Oh, încă un kick-off, să mă obișnuiesc cu mașina asta, ești nebun, că... Nu că nu, eu pot să joc cu toate mașinile, pot să joc la fel, nu e vorba, dar știi că fiecare mașină e diferită, una e mai rapidă, una e mai pânceată, una e pe full reseturi, pe air dribble, pe de-astea, dribble pe ground, știi, adică, mă, dar ce se ceartă aia, băi, niciodată așa, aiurea, e nebun, se ceartă ca niște nebuni, o să-mi iau un bus repede neapărat. Ok, foarte bine, foarte frumos. O să dau eu. What? I-a dat pasă teammate-ul meu, dar n-a fost pe zona. Să încerc să dau. Am dat odată cu teammate-ul meu, dar n-a fost bine. N-a fost bine că m-am băgat. Trebuia să-l las pe teammate-ul meu. Asta e. Încă avem un gol avantaj, să zicem acolo. Sorry, să nu se supere, știi că am mai dat de unul care s-a supărat și n-a mai jucat deloc. Mamă, eram acolo pe zona și dădeam gol. A venit... Mărlămoiul ăsta este... am vrut să-l bubui, da. Wow. Până-mi dau seama de joc, mai e. N-am mai jucat de câteva zile și de asta e un pic mai dificil să joc acum. Ok, o să dau așa. O să dau ăla. Dă-i tu, te rog. Bine. O să încerc să dau eu. Pe poartă, dar a dat ăla. Nu știu cât de bine se vede webcam-ul, pentru că mi-am setat pe 60 de frame-uri pe Full HD. Aveam înainte pe 4K 30 de frame-uri și am zis să văd care e diferența. Dacă nu-mi place o să mut pe 4K înapoi, dar am zis să încerc să văd care e diferența. Bine, diferența de calitate e enormă și diferența dintre cadrele. 30 de cadre și 60 de cadre sunt diferite, vă dați seama. Ca... Și da. O să optez pentru 4K, că calitatea întâi este cea mai bună, dar merge și Full HD, dar mai trebuie niște lumini cam puternice, mă înțelegi, pentru Full HD. Dar când schimbă 60 de frame-uri se vede diferit. Dar, de exemplu, dacă aș pune pe 30 de frame-uri se vede tot la fel diferit, nu înțeleg, adică nu au același sistem. Ok, mamă. Bine, oarecum e logic, pentru că 60 de frame-uri se vede mai smooth, mai altfel, știi, trebuie să se vadă altfel. Foarte bine că am dat, bine, era să o apere, sincer, chiar era să o apere. Mamă, dar se încearcă ăștia în continuu, ești nebun? Nu știu ce au. Nu stau să citesc chat-ul, dar cam mare ceartă acum, scandal. E bun. Scandal de proporții. O să dea asta peste mine. Da, 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 eram sigur, m-am grăbit. Și nu uitați să lăsați acolo un like dacă apreciați videoclipurile pe canal și dacă mai vreți episoade. Ok, mamă, ce bine am dat.
Dacă ar putea teammate-ul meu să vină, dă-i, că e golul. Dacă n-ai vrut tu să vii, n-ai vrut tu să vii. A dat ăsta. Dă-i. Bine, bine, bine. Încă o dată, te rog, că stai aici pe zonă. A fost ăla, acolo. Bă, dar nu știu, cred că o să joacă cu Doge de acum. Ăsta, chiar îmi place mașina. Deci, e mișto rău de tot mașina. Deci, am rămân șocat că nu am luat-o niciodată în episoade. Chiar rămân. Că eu am mai jucat așa cu ea, pentru că o am luat-o de mult, adică de 7 ani, cred. Să mor de nu. De fapt, nu. Hai, 6-7 ani, pe acolo, nu știu. Ceva de genul, nu mai țin exact minte. Eu am luat mașina asta când era pe Steam odată. Mișto, când era Rocket-ul pe Steam, chiar îmi lipsesc vremurile alea, când era altfel totul, mă înțelegi? Și noi erau toți copii așa, dar pe Fortnite, cancer, te rog, dă-i foarte bine. Dă-i. Dă-i flic. Ok, o să dau așa, o să încerc să mai dau dată, am dat. Dar nu, n-am putut, am încercat să dau așa de pe perete fix în poartă, dar n-am putut. Am atins acolo, ok. Ciudat. Un touch destul de ciudat, ok, a dat-o. Bă, e 4-3, mai are un pic ăștia și ne egalează. Auleu, e gol? Care erau șansele? Da, nu știu care erau șansele, efectiv, băi, eu am gura slobă, dar pe bune. Am aurită toate expresiile pe care vreți să le puneți. Asta am gura, efectiv. Asta e. Nu știu, de fiecare dată când zic ceva, de obicei se întâmplă sau intuiesc ceva, nu știu. Am citit undeva că sunt foarte rar persoanele astea. Da, chiar așa e, gen. În fine, e ciudat. Foarte ciudat. Ok, dă-i încă o dată. O să dea la bă băiat. Asta e, intrăm în overtime. Hai că mi-au boost. Bine, un kick-off bun. O să dea ala. O să dea lung. N-am fost pe zonă. Am dat backflip. Nu că n-am fost pe zonă, dar... Wow. E gol? Te rog frumos, lasă-l acolo dacă ești... Nu e măi, e Mărlân Moi. Am dat pe poartă, dar a fost ăla iar pe zonă. Am încercat să-l împing, dar n-am reușit. Ok. O să încerc eu să dau. Mai dai tu o dată. Dai tu. Nu trebuia acolo așa să-l împingă. Trebuia să dea direct, gen. Bine că a dat el, că nu dădeam. Pă bune că nu dădeam. Ok. Să încerc să-i pasez, dar o pasă cam proastă. N-am boost. Te rog frumos, fă-i ceva, că văd că nici tu n-ai boost. Ok, am dat Inazuma Eleven again. Bă, dar cum bă băiatule, m-am pupat cu el și nu-mi spune că e gol. Mamă, atâta genuțule, atâta. Ok, o să aștept pe perete. Eram sigur, bă, deci dacă nici eu nu știu jocul ăsta, păi nu știu cine știe. Dar n-am boost și văd că nici cu echipierul meu n-are boost. Nici n-a fost ăla aproape, am sărit ca un bou acolo, dar în fire. Ok, dai, dar n-ajunge. Trebuie boost neapărat. Mamă, e intens rău meciul ăsta. E foarte strâns, dai. Bine, o să dea ăla sus. Bine, sus, mediu. Da, dat. Au. Bă, mă face Mustafa asta. Dar n-am boost, bă, băiatule. Am scris de 3 ori... Need boost, ești nebun, de 3 ori mea. Mamă, așa de aproape. Mamă, aici m-am panicat rău de tot. Am stat să mă gândesc un pic. Ok, nu e pe poartă. Foarte bine. Aoleo. Mamă. Bă, ce meci ăsta așa strâns. O să dea ăla. Să încerc să dau, dar n-a fost cea mai bună gândirea mea. Am dat cu spatele la mare. N-am boost iar, bă, băiatule. Și dacă mai scriu o dată pe cea, cred că băiatul ăsta își parge monitorul. O să dea așa? Da. Ne-am sigur. Mamă, ce salvare a fost asta? Ce salvare a fost asta? Nu știu.
Dai tu, îi las cu echipierul meu. Aolo, și echipierul meu a dat cu bățul în fasole. Hai, dă capul meu. No, a fost ăla înainte, bă. Dai. Bă, un pic, bă. Dar câte minute au fost din meciul ăsta? Bine, Eseba! Bine! Hai, ce băiatule. Efectiv, eu mă întreb cât a fost meciul ăsta. 10 minute, 15 minute? Nu știu, dar foarte mult. Bun, selectăm, dăm generate și o să jucăm cu mașina 37. În episodul astăzi vă învăț să numărați până la 37 dacă nu știți. Deci hai să începem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Asta e 37, wow, superb. Deci practic nu știu cum s-a întâmplat, dar jucăm cu fratele Dodge-ului. Deci jucăm cu Ice Charger. Nu știu, bă, chat, insane de rău de tot. O să-l ajut pe ăsta la kick-off, ok. O să iau boost-ul. Dacă ar putea să-mi paseze, dar s-a dus cam prost, dar nu poate. O să încerc să dau pe perete, o să încerc să mai dau o dată, dar am dat cam prostuț așa. Ok, o să mai dau o dată, am avut oportunitatea, da. Vezi că era pe poartă. Dacă nu o apăra. Mamă, dar așa de prost am dat, bă, băiatule. Ok, o să-mi iau un boost, dă-i te rog frumos. Bine, băi. Bine, te pup, bă. Ok. Am dat bară. Bă, și venea, bă, băiatule, să dea gol, o să dea ăsta. Trebuia să-mi lase mie, bro, dar asta e. Dai. Bine, vezi că mi-a dat bine pasă, dar o dă ăla, mă. Ok, să mai dea o dată. Cam proaste pase de ăsta, dar în fine. Cum poate, șer, că cum poate fiecare, mă înțelegi? Ok, mi-a luat boost-ul foarte prost, dai. De. Bine? Eseba! Si! Uite și tu golul ăsta, n-ai cici. E o pasă extraordinară din partea dânsului. Fix aproape de vinclu, sau cred că a fost vinclu, că nici n-am fost atent la ce intensitate e aici, ești nebun la cap. Mi-au boost. Bine, codă. Încă o dată, dai double, băiatule. A venit ăla, mai a apărat șutul. Că da, acum... Al meu, un gol de istorie. I-am dat pasa, dar el e baza noastră, bă, băiatule. Ok? Mi-a luat boost-ul. Dar el, dar de ce s-a dus în bază? Nu și-a luat boost-ul nostru? Ok, apare nu și-a luat. Și am apărat foarte prost aici. Că putea să vină ala și să ne dea gol. Dai că e golul tău. O poziție cam de rahat, dar în fine. Bă, dar ăsta ce mașină are? Zici că e de-aia de jucărie, ești nebun? Parcă a fost la un moment dat pe shop. L-am împins pe al meu, l-am făcut muci. L-am împins în Stalingrad. Vai, n-am boost, te rog, apăro. Sau nu da gol, te rog. Bă, nu ți-am zis ție, băi, am zis la ăștia, nu ție. Tu poți să dai gol la ăștia, nu la noi. Ok, încerc să dau, i-am dat cam pasărul ăsta. Ce faci, mă, băiatule, unde dai? Unde dai și unde pică? Încerc să mai... un pic. Mai aveam puțin și dădeam. Ok? Dă-i? Dă-i. E bine? E bine? Bă, dar iar dau bară, bă, nu știu, am ceva cu barele astea. Ok, am prins mingea dacă am prost. Bine? Bine? A controlat bine mașina, dar mingea cam șu. Ok. O să dea ala, eram sigur. Să încerc, bro. Bine. Am încercat amândoi să facem un Inazuma 11, dar nu e ieșit. Vezi că player ăștia bun pe aparat. Am mai prost pe goluri, mă înțelegi? Eu cam prost pe sărit aici. Ok, dacă dau Mamă, ce prost am dat. Uai, l-o să mă bată tanța, dar nu.
Dai, te rog. L-a făcut Rocket League-ul, l-a făcut Rocket League-ul, bă, băiatule. Asta e. Revenim, e 1-1. E ok, e. Practic suntem la egalitate, mă înțelegi? Ok, o să dau așa. Dai. Nu. Nu! Am dat în ăla, bă, băiatule, voi ați văzut, am dat în ăla, am încercat să, da, să apăr, dar am dat în, în bârlămoiul ăla. Uite și tu, stai așa un pic să vezi, uite și tu. Hai să zicem thanks, pentru că avem un weekly challenges și dacă zicem de 5 ori în 5 meciuri mulțumesc, nu știu ce primim, niște XP sau ceva crate pe acolo, habar n-am, nu mai țin minte. Ok, dai? Aolo. M-a încurcat și pe mine, s-a încurcat și el și tot așa. Ok, o dăm așa. A, da, era bine dacă l-am boost-ul eu, dar nu l-am luat. Am nevoie de boost, ajutor! Aoleu, vine cam periculos. A, nu pot să dau, te rog, dai. Aaaa, de ce m-am întors cu spatele? Ce am vrut să fac acolo? Nu știu. Nu știu ce am vrut să fac acolo, sincer. Nu mă înțeleg. Câteodată nici eu nu mă înțeleg, dar mi-e de ceilalți oameni, nici nebun la cap. Dă-i tu, te rog. Hai că ai dat de toți banii și eu. De toți leuții. Ce fac, mă? Bă, ce-am făcut, bă, băiatule? Hai, Gigi. Asta e, fraților, atât s-a putut, am făcut și noi weekly challenges, cum v-am zis. Ah, deci aparent o să-mi dea 10k de level și o să facem 1381 level. Și mi-a dat un goal explosion pe purple. Ia să vedem, domne, cum este. Bă, eu zic că e mișto. Da, e mișto și urmează la tier 73, point breaker pe purple. Bă, arată interesant, dar parcă optez mai mult pentru asta normală, știi, adică e de-asta de retro, mă înțelegi, da. Fraților, cam atât pentru acest episod, eu am fost Jixi, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut, nu uitați de like, subscribe și să activați clopoțelul pentru a ști cât postez. Pa, pa!